Mulțumesc, Emilian. Mulțumesc pentru invitația astăzi aici. E o carte, nu neapărat atipică pentru mine, dar o carte care marchează o altfel de etapă în poezia mea, de la neo-expresionism la post-suprarealism. Iată-mă de data aceasta la un sau cu un poem civic pe care l-am scris cumva dintr-o răsuflare. Am crezut că el va rămâne doar un manuscris electronic, întrucât a fost publicat destul de amplu pe blogurile lui Liviu Antonesei și Eugen Istodor. Dar până la urmă am găsit un editor, în primul prieten căruia i-am citit acest text și care are de fapt toate variantele, vreo 10 variante ale poemului, e vorba de Cosmin Perța. Și a fost o relație interesantă. De ce? Pentru că Cosmin a făcut parte dintre primii participanți la atelierele mele de scriere creatoare în poezie în 2002. Și când eu l-am întrebat la ateliere ce cauți tu aici, el a zis, am venit să mă verific. Mi-a spus cu voce marmură că era după un chef. S-a verificat de vreo 4-5 ori, cred că mai mult s-a amuzat, dar de aici s-a născut într-adevăr o prietenie poetică extrem de interesantă. Cred că am, scuzați-mă pentru cei care m-ați mai auzit și de fapt mă repet în ceea ce vă spun, eu, cum v-am zis, un poem civic scris dintr-o răsuflare, el probabil va tot continua și sunt câțiva oameni, nu doar mulți scriitori care mi-au trimis un fel de feedback și mi-au zis publică neapărat, nu-l lăsa doar în format electronic, dar după ce am publicat prima ediție, câțiva prieteni din jurul meu, între care Marius Chivu, care este aici, a zis dacă poți să scrii și despre represiunea din august 2018, fă-o, poți? Am zis, voi încerca. Așa că în ediția a doua va exista și partea asta, dar poate despre asta voi vorbi mai pe seară. E și o carte sau un poem manifest în care, într-un fel sau într-altul, omagiez trei poeți mai puțin cunoscuți. Sau unul dintre ei e foarte cunoscut, dar poate căzut într-un cont de umbră acum. E vorba de Alexandru Mușina. Raportarea mea la Budila Express în poemul ăsta e foarte clară, dar ceilalți doi sunt mai puțin cunoscuți. Pe unul dintre ei îl relansează Marius Chivu, îl renegociază, îl remanageriază. E un poet pe care eu îl admir enorm, Petre Stoica, invocat însă în poemul meu cu o carte, să zicem, mai puțin cunoscută, Piața Tiananmen 2. Iar celălalt poet e un poet care a fost și revoluționar, cel care a oprit tramvaiul la Timișoara și i-a făcut pe timișoreni să coboare în Piața Maria și, de fapt, să organizeze primul meeting de susținere a protestului din fața casei parohiale a lui Lazlui Tuche și e vorba de Ion Monoran. Deci, în cartea mea există omagiul acesta, în poemul meu manifest, există omagiul față de acești poeți, Alexandru Mușina, Petre Stoica și Ion Monoran. Într-un fel, e clar că am încercat un exorcism care a pornit de la ceva personal, nu degeaba vorbesc despre depresia personală, dar depresia personală de la un punct se transformă în depresie de țară din motivele pe care le cunoaștem, din întreaga dărâmătură sau demolare sau stare execrabilă pe care, din punct de vedere moral și politic, o reprezintă România astăzi. Așa că nu o să vă citesc un fragment din acest poem manifest, ci un colaj pe care l-am făcut din întreaga carte. Ca să nu fie doar niște fragmente, ci să fie cumva reprezentat tot poemul. Scrisoare către un prieten și înapoi către țară. Evident, vă rog să înțelegeți această scrisoare către un prieten ca pe un termen generic. Fiecare dintre cei care ascultă acest poem devine într-un fel sau într-altul un prieten al acestui poem, deci e scrisoare către prieteni și înapoi către țară. Șoptește-mi pe cet cum mai ești în timp ce țara se duce de râpă. Îți amintești cum Dumnezeu îl întreabă pe Hristos, într-una din evangheliile imposibile, dacă i-a vestit pe cei adormiți? Țara e ca o jupuitură acum, dar dincolo de piele nu se mai vede carnea, ci un drapel găurit care miroase a vechi și bătrân. Tu ești captiv în oasele tale craniene, iar țara stă lângă noi ca un cățel părăsit. Depresia personală și depresia de țară sunt niște azilante pe o bancă în poarta casei, sub un cireș jerpelit, în vreme ce pe drum trec camioane și autobuze prăfuite. Pe geamurile lor un copil a scris cu arătătorul: Mami, te iubesc, tati mi-e dor de tine.
Și iată cum depresia personală se face portal pentru depresia de țară. Bagode politice cu bodyguards gușați, clădiri cu birouri înfășate în sfori și curățate cu mănuși de menaj. Aici trăiesc purtătorii de seifuri, înglobați în puterea hârtiilor, gheișele congreselor deghizate în diriguitoare de oraș, legislatorii macho înfricați de coitus interruptus, simandicoșii congreselor și limbarnicii de pe marginea lor, frizerii parlamentari cu bacalaureatul plumbuit. În partea cealaltă a orașelor, agora cu mucaliți și scodiți, născocitorii purtând insigne pe care sunt desenate degetele dreptății de la mâna dreaptă. Vertiș de țară sau vertiș privat, gonorea pleșuva urzitorilor, morișca demagogilor mirosind a detergent de vase, scrijelitor de bazilici despre schimbarea la față, guvernul se cațără pe un alt guvern, care se cațără pe un alt guvern, roșu, galben și dezastru. Ruleta rusească, matrioșca, principiul dominoului tras la indigo. Așa arată stazele chimiolumii în care ne-am pironit. Și iată cum șoapta mea s-a făcut verset și iată cum depresia colectivă între oasele craniene ale țării a devenit depresia noastră personală, în vreme ce rapsodia română e o fetiță handicapată în scaunul cu rotile. Îți mai aduce aminte ce ți-am scris întâia dată când ai vrut să-ți povestesc despre noi hipioți? Altfel, viața continuă în pizzerii și baruri. Berea e fluviul oamenilor cu povești la țigară. Zăpezile se lipesc de haine ca de obicei. În Golania de acum au rămas doar câțiva gavroși cu păr de brahman. Mocasinii s-au înfrăgezit de la marșuri. Ferestrele blocurilor s-au preschimbat în rețele de neuroni. Glasurile au căpătat o poșghiță de coarț, de la cântecele de trezit copiii bătrâni înainte de venirea nopții. Ultravie e inima. Rezistăm. Toboșarii au început imnurile. Bunicii la război, părinții la revoluție, acum e rândul nostru. A iubi o patrie ca pe o femeie sau ca pe un bărbat, iată o ebrietate fără simulare, o râșniță axiomelor. Angoasele dospesc la cald și se zbârcesc la rece, în vreme ce prin hublouri se căzăresc capete de bolnavi, ficatul tăbăcit al eroilor zăvorât sub chepeng și nechezatul gloriei expuse pe splanade. Soarele răsare, soarele apune, goană după vânt. Eu am făcut din țară o casă a întristării. Clonele stridente ale politicienilor, fotografii făcute în hala zoologică din Parlament, renegații cu ochii ca mucurile de țigară înnecate într-o baltă. Aici te-ai născut și în țara asta trăiești cu pulbere presărată pe umeri. La țărmul Dunării, al Prutului și al Jiului ne-am așezat și am lăcrimat. La malul Someșului, al Oltului și al Siretului am șezut și am lăcrimat. La marginea Argeșului, a Mureșului și a Crișului am șezut lăcrimând. La început n-a fost nimic imortal. Sub semnul plutonierilor, ce fel de teritoriu ar putea să crească și cum să fie operată tumora din gâtlejul unei națiuni? Iată poezia acestei țări. Pentru proză există ziare. Acum mărșăluiesc lângă un băiat cu picior paralizat și lângă un altul orb. Creierul lor e un nufăr parfumat deschis în afară. Miros cu patim acest nufăr atât de îndepărtat de aritmia slugilor, o floare cu nervuri transparente pe care, dacă o atingi, simți fierbințeala lumilor departe de imperiile fast food. Ca mesager făptuitor am lansat la apă un oratoriu. Am dat lovituri în plex. Am tastat un exorcism chemuit într-o amforă. Ar trebui ca țara să fie un plămân fără enfizem ori fibroză, ca să putem respira dincolo de mirosul de tutun al estului. Unul dintre magiștrii neștiuți ai patriei expediase odinioară din armată o carte poștală pe care scria: trăim, murim, iar în fundal o fanfară de îngeri în costume naționale. Fanfara aceea se mai aude și acum, iar îngerii ne țin sonul cu acordeoane și țambale. Și acum te întreb pentru ultima oară, ca într-o parabolă de pe vremea comunismului, rostită în odăi stinghere, mirosind a petrol. I-ai vestit pe cei adormiți? Dacă aplaudați încă puțin, o să rog pe Ruxandra Cesteranu să încheie această seară și chiar va face. Dar să lăsăm puțin suspansul, pentru că vom face loc la acest microfon următorului invitat. Nu vine de foarte, foarte departe. Vine din Botoșani. E un poet pe care
L-am cunoscut chiar în momentul debutului. Eram, cred că, la Casa Pogor în 2002 și Dan Sociu tocmai publicase Borcane bine legate, bani pentru încă o săptămână. Nu mai țin minte cine ne-a împrietenit, oricum era foarte multă lume, era în cadrul unui festival. Țin minte însă foarte bine autograful pe care mi l-a scris atunci și trebuie să pun puțin în context acea întâlnire. Era deci 2002, repet. Noi tocmai îl aveam în fruntea statului pe Vladimir Voronin, un ilustru cărturar, ca să zic așa, un foarte ilustru cărturar. Și nu știu ce am publicat eu, undeva publicase, cred că un fel de chemare să facem un fel de greva a scrisului, cei care, mă rog, probabil contam deja în presă și în literele noastre, și Dan mi-a scris următorul autograf pentru cutare, inventatorul sau ceva de felul ăsta, admirabil procedeul literar, greva scrisului. Acum nu că am făcut greva scrisului, nici Dan nu a făcut-o din fericire. Dan a publicat și câteva romane, mai multe cărți de poeme. În seara aceasta va citi poezie, pentru că mâine seară va citi din romanul Nevoi Speciale, într-o ediție nouă apărută la editura Cartier. Dan, ai cuvântul. Nu știu dacă am zis chiar așa, cred că am spus că bine faci, mai mulți ar trebui să facă așa, să mai spui. Nu mă țin minte exact, dar oricum... Da, eram ironic. Normal, dar tu crezi că am luat-o la serios. Da. Că trebuia să lansez cartea WOW, care o să apară la Polio, dar pentru că nu o am, cred că s-au... Încă n-a apărut pentru că e color și durează mai mult până iese, așa că... O să citesc o poezie din romanul meu, din postfață. Pentru că ăsta a apărut și atunci, cu ocazia asta, fac și reclamă. Și o să-l mai lansez o dată mâine, o să mai arăt tot așa. Ține-l puțin mai fix. Așa. Ia-ți-o în poză. E un sonet din volumul Poezii naive și sentimentale. Și o întreb, Ionuța, le gătești la păpuș? Nu, am un cuptoraș mic și nu-n cap. Tu, te întreb dacă le gătești la păpuș, nu pe ele. Păi zice, eu mă joc, dar nu intru în joc. Cum adică? Adică nu sunt eu mama, ele sunt mama. Le interpretez, dar nu intru în jocul lor. Seara, ce ne pune timpanul stetoscopului rece pe piept? Inima mea, vum, vum, inima ei, tucu, tucu. O săptămână cât a stat aici, viața mea ștearsă i s-a părut Disneyland și mie la fel. Mâine, când o să plece, o să fim iar două păpuși mari, stângace, care învață să se roace singuri. Da, nu mai am alt text, dacă vreți să mă întrebați ceva, sau știu că mai am vreo 5 minute. Povestesc de tot 5 minute. Poți să citești un fragment, apropo, din textul ăsta pe final, care sună foarte bine, ar face lipitura pe invers, cu seara de eseu de ieri. Da. Pentru că este... Da. Da, dar nu știu cum să rup din pe eu textul să leagă, adică curge. Bun, un fragment care... Nu, dar ce e o carte de-a ta acolo? Da, poate vă împrumutăm un volum și... Păi de asta, că îl căutam pe aici. Da, așa de rău. Cu autograf. Și gata, citit. Aveți o preferință? Vreți să citeți ceva? Orice, dar trebuie să sunt toată cartea. Nu știi sonete. Îmi plac excesivele, dar nu știu cartea. Nu
Citesc o poezie din Botoșani, că tot m-am mutat acolo. Aia nu. Mi se păruse mie că ar fi un gest interesant, ca dintr-o carte, să smulg cuiul din pământ și să-l eliberez înainte de moarte, măcar odată să simtă și el săracul altceva decât dansul, pe loc, în cercul de un pas, printre căcații uscați, unde îl ținea lanțul și unde am pășit entuziasmat, am scos țărușul dintr-o mișcare și l-am încurajat solemn pe o voce împrumutată de om mare. Du-te, băiete, ți-am redat libertatea! Dar n-am reușit să-l conving. A trebuit să-l apuc de blana aspră de pe ceafă și să-l împing până când s-a dus. A țâșnit cu lanțul pe după gât de lângă cușcă, dezgropa cartofii din mers, răscolea verzele, l-am văzut cum mușcă, în salt, în colții roșii, soarele care cobora peste Botoșani și în salt și-a întins umbra pe dealurile vechi de milioane de ani. Era comic, dar și frumos, cu urechile alungite de fugă. Era o întâmplare nouă în vacanța aia de vară prea lungă și mă bucuram de bucuria lui turbată ca de o jucărie. Bunicul muncea la câmp, bunica trebăluia prin bucătărie, câinele dădea ture de la gard la gard și împrejurul livezii, doar târâitul lanțului se auzea în liniștea după amiezii, înainte, înapoi, tot mai rar, până când nu s-a mai auzit. S-a lăsat legat, a lărpăit la apa din castron și a adormit. Pagina 96. Pagina 96. Dacă tot e cartea mea. Profit. Aoleu, dar asta e lungă. Ai cât mai multe de 3 minute. Așa că te rog. Nu vorba de 5 minute. Viața s-a dus, dar altfel nicio schimbare. Vocile copiilor se aud la fel între blocuri excitate de înserare. Dar nu mai, nu, lăsă-mi acasă, Dumnezeu cum se citește în bine. Deci dacă vreți să mă întrebați ceva, avem de sală, după aceea urmă discuții după. A, da, da, okay. Avem discuții după aceea. Bun, dar a fost un happening. Mulțumim, Dan. Oricum rămân dator cu 5 minute de poezie, citite în liniște sau la acest microfon. Acum, ca să o prezint pe Alina Purcaru, trebuie să încep prin a spune că întâmplarea face... I-am citit mai întâi prima carte pentru copii, aia cu Marele Domn Somn, și brusc Alina a crescut în ochii mei de la carte pentru copii la carte dita mai mare de poetă, pentru că lectura cărților ei de poezie, și sunt două cărți de poezie, Rezistență parcă și acum Indigo, s-a întâmplat într-un ritm alert, m-a pasionat, mi s-a părut atât de sensibil și atât de finuțe lumea din Marele Domn Somn, încât, Catrina și Marele Domn Somn, ca să citez exact titlul, încât sigur că am vrut să aud să citesc. Și dacă mi-am amintesc bine, a și citit acum 2 ani de zile, cred că... Dar acum un an. Da. Cam, acum 2 ani de zile înseamnă, că pentru că un an pentru doi, de câte tare ne-a fost dor de tine. Alina Purcaru. Bună seara! N-am o poveste extraordinar de elaborată, e a doua carte a mea de poezie, am două cărți de poeme, două cărți pentru copii, scrisă cam în 3 ani. Parte din ea era scrisă în momentul în care prima mea carte de poezie era în editură și o să încep. Cu baladă pentru Lazaret. Apropierea de lucrurile dure e simplă. Dorința. Dorința, Lazaret, ai auzit ca după o noapte cu febră mare. Te dizolvi în mine ca o tabletă de vitamina C, Lazaret. Vino mai aproape. Sunt ca apa de banală. Ce vrei? Mie poți să-mi spui orice. Sunt fratele tău mai mic care îți scrie haicuri.
Sunt sora farmacistă care îți arată perfecțiunea formală a comprimatelor după ora de închidere. Își plimbă degetele pe conturul lor de săvârșit. Știi că are mereu mânușile de latex la îndemână pentru când ai nevoie să te asculte cineva. Nu plecăm nicăieri, lazaret, nu ne sperie nimic. Doar învățăm împreună despre lucrurile dure după program. Închide ochii, nu-i crede, uită tot ce ai auzit. Nu trebuie să fie greu câtă vreme vom urma dorința. Orice altceva cere efort acum, iar tu ești moale ca iarna. Ridică-te, lazaret, te vom schimba, chiar dacă anotimpurile vor semăna din ce în ce mai puțin cu anotimpurile, pielea ta va deveni încă și mai moale ca pielea puilor de cârtiță. Căldura corpului tău va semăna cu uitarea, noi vom semăna unul cu celălalt din ce în ce mai mult și atunci vom avea timp să ne gândim la toată greutatea care face timpul să pară timp. Vom zâmbi foarte mult și vom reuși în sfârșit să renunțăm. Tu vei uita de haine, de efort și de supraviețuire, vei privi în jur și totul va radia intimitate. Gustul de un singur fel pe care numai papilele noastre îl recunosc. Îngăduitoare, pielea ta va fi visul frumos al oamenilor Xerox, liniștea ta, cadoul invizibil din dimineața de Crăciun. Vom dispărea după plac, lazaret, ne vom dizolva ca două comprimate perfect rotunjite și așa va începe. Mai departe mă uitam la capetele blocurilor, la aerul de consistența cenușii sleit printre antene. Așteptam să apară irizațiile portocalii, mai mult mocnite, ca să-mi pot închipui ceva cald. Martie e noiembrie, așa a fost întotdeauna, o lună aspră, umflată și noi, incapabili să ne obișnuim. De parcă am locuit într-o pădure de stâlpi de înaltă tensiune, izolați printr-un accident al naturii, străvezi și gata de plecare. Terapie. În camera cealaltă se mișcă cineva care știe amorțeala și actele din trecut. Ne încredințăm aceste bunuri de preț, inventive și devotate, acționăm pe tăcute ca două surori medicale, nevoite să improvizeze tratamente de urgență într-un dispensar sătesc. De la o vreme trăim într-o liniște dură ca într-un roman japonez de dată foarte recentă, dar o să te schimb ca să te pot înțelege mai bine. În fața mea merge un băiat slab cu mâinca de pasăre și unghii lungi. Aș putea să o iau în orice direcție, m-aș putea convinge să-l urmez ca și cum m-aș ține după Kafka înviat din morți. I-aș putea fixa ceafa înspăimântător de subțire, mi-aș potrivi cu precizie de metronom pașii după pașii lui debil, cât timp rămân în aceleași locuri, în același timp. Vă mulțumesc! Și Alina mă rămâne datoare, mulțumesc! Dar Alina a citit dimineața la Puști, nu? Deci la Biblioteca Creangă de la Chișinău, din centru. Acum îmi vine chiar greu să vă prezint pe următorul poet, pentru că l-am cunoscut mulți ani de zile drept cronicar literar foarte harnic, foarte exact. An de zile Marius Chivu a semnat cronică literară la Antii România Literară, după care i-am găsit, regăsit semnătura în tot felul de reviste. A fost o surpriză foarte mare pentru mine și adevărat foarte plăcută, pentru că neașteptată în mod sigur. Atunci când i-am văzut volumul publicat la Brumar, cred că în 2008, dacă nu mă înșel, da? Parcă să mai încoace, nu mai țin minte. Nu țin minte nici dacă ți-am minte. 12, da, parcă. 12. Vântuleasa de plastic, un volum care l-a adus în cercul, nu știu dacă mai restrâns, dar oricum în cercul poeților, reapăruți după ce deja aș făcut și un fel de stagiu în cercul mai generos de pe la reviste al cronicarilor, în mod special, deci, al celor care scriu despre poezii, dar nu numai.
Cartea a avut un destin fericit pentru că a fost tradusă ulterior în franceză. Mai încoace este reeditată și ceva cu o ediție revăzută și adăugită la editura Humanitas. Mă bucur să-l descoperim aici pe Marius Chivu în calitate de poet. Mâine îl vom redescoperi și în calitate de prozator. Astăzi are cuvânt poetul Marius Chivu. Te rog. Surpriza mea în calitatea asta, pe cam și eu, sunt la fel de surprins pentru că o vreme am crezut că aș putea scrie poezie, după care mi-am dat seama că nu sunt poet, după care mi s-a întâmplat cartea asta, prima, singura și cel mai probabil și ultima mea carte de poezie, reeditată acum la Humanitas. E a doua oară când citesc din ea, prima dată am citit înainte să apară la Festivalul de Poezie de la Bistrița. Și pentru că e un singur poem în toată cartea, am avut întotdeauna dificultăți în a alege să citesc din ea și ce anume să citesc, plus că nici n-am fost invitat în alte locuri să citesc poezie, așa că am... Nu e adevărat, ai citit la Sibiu, la festival, la cum câțiva de zi. Dar nu din ea, am citit din ea. Am mai scris poezie, dar așa să am ce citi. E și dificil să citești din ea, că fiind un lung poem narrativ și cronologic, dacă alegi câteva secvențe, nu știi ce se înțelege și ce nu, o să încerc acum. În ediția asta sunt câteva poeme noi, o să încep chiar cu unul dintre ele. Dacă Dumnezeu ar face învoieli, ce-ai fi în stare să oferi în schimbul păstrării vieții celui iubit? Un organ, o parte amplă din propriul corp, talentul, vocabularul, emoțiile, o selecție de amintiri la alegere, câțiva ani din trecut, câțiva ani din viitor, ce și cât. Zadarnic să fii dispus să renunți la părți din tine, iar acestea să nu fie primite. Cum de nu există îngăduință pentru o asemenea disponibilitate? Cum de nu există o cale unde e atâta dragoste, adevăr, viață? Încă un poem nou. O vastă tăcere întinsă sub pielea acestui trup devastat, rămas ca prin minune calm, cald și greu. Rareori răzbate ceva la suprafață, o bulă de aer, un foșnet din adânc, o undă abia atingând marginile, spasme rare în trupuri inerte. Un ocean depopulat ce impresionează tocmai prin tăcere, nemișcare și risipă. Numai bărbații au rămas întregi în familia noastră. Trei generații de bărbați stăm acum în jurul mesei cu capul plecat, cu frica în riduri, nebărbieriți, repetând roluri deja compromise într-un spectacol de amatori. Am rămas singuri în paturi, case, grădini, învățând să facem ce n-am făcut niciodată. Avem grijă de femeile noastre, uităm de bunăvoie de noi, nu ne mai ascultă nimeni, nu mai avem de cine asculta. Ce să facem noi fără vocea unei femei care să ne spună ce să facem? Femei străine ne aduc acum de mâncare. Dimineața găsim lângă patul de fier, pungi, borcane, caserole, ofrande ale seducției și milei. Femeile străine ne îmbărbătează din compasiune, din admirație, din dragoste subită. Îngrijim morminte cu așternut. Câtă așteptare, atâta moarte. Trebăluim pe lângă ea ca doi păpușari. O ridicăm pe brațe, o sprijinim, proptim, prindem, închingi, îi așezăm picioarele cu mâna. Unul o împinge cu grijă din spate, celălalt îi sprijină capul, îi îndreaptă umărul, îi mută picioarele. Cu sârmă înfășurată după glezna dreaptă, alteori cu șireturi înnădite, de care tragem așezați în genunchi, pe ciment. Suntem păpușarii culoarului, dăm zilnic reprezentația vieții noastre, fără public, fără martori, fără ajutoare, doar noi și jumătatea noastră de marionetă aproape vie, păpușă defectă cu capul căzut într-o parte, cu mâna întoarsă, piciorul moare, limba grea. Gemând în timp ce noi sfidăm gravitația, echilibrul, capricile sechelelor, pe culoarul acesta unde moartea își plimbă oglinda de-a lungul trupului ei, încercăm să îndreptăm ce a rămas deformat, să o facem să se țină, să meargă, să vorbească cu noi, încredințați că oricine are dreptul în ultimă instanță
să iasă un număr magic care să imite viața. Un smeu atârnând într-o parte, ochelari rămași într-o toartă, felie de gutuie uscată într-un singur picior, o singură mână, un singur ochi, jumătate de gură vorbind în gând unui rest de memorie. Vântureasa tăiată în două se mișcă într-o parte a lumii cu trupul întors înspre cealaltă. Cine este cea care a mai rămas, acum când încerc să-mi o amintesc privind-o îndelung, când o aștept ca într-un film mut să-și facă loc în viață cu jumătate de trup, cu amintiri numărate pe degetele mâinii stângi? Părul a crescut peste cicatricea adâncă, precum buruienile peste ruinele dezastrului. Cine este cea care a rămas, acum când portretul ei abia mișcător pare mai mult o natură moartă respirând? Poate că vântureasa de plastic pricepe lucruri care depășesc obișnuința. Poate că lumea se reflectă mai exact în jumătățile de măsură. Frumusețea, dreptatea, înțelepciunea se deschid numai în ceea ce a avut puterea să rămână înjumătățit și să tacă. Ce înfățișoare poate avea absența într-un rest care e însuși destinul, felul, drumul omului? Cu ce ochi vom privi ceea ce lipsește și ce forme vor lua acum așteptarea, asimetria, ardoarea? Primind mila și dragostea îndoit, doar cei mutilați sunt întregi, cu adevărat, și îndreptățiți să plângă fără să dea socoteală nimănui. Mulțumesc! E și ultimul exemplar, o să-l pun la operat. Apropo de povestea ultimului exemplar, mulțumesc, Marius Schivu. Spuneam și aseară, dar îmi place să amintesc, dacă tot vorbim de cărți care devin bestsellere sau peste noapte. La ediția trecută publicam romanul Emanuel Iurkin, Câinele de bronz. Se întâmpla în mai 2018 și eram în decembrie de Sfântul Nicolae aici în librărie. De Sfântul Nicolae noi vindem toate cărțile cartier la jumătate de preț și rămăsese exact ultimul exemplar de Câine de bronz și cred că vreo 7 mâini deodată s-au repezit pe el. Săracul cu câine, cred că s-a piturat acolo, s-a făcut nu de bronz, dar de pluș sau nu. Dar cineva a plecat așa pe post de învingător din acea... Da? A. Bun, cu atât mai bine. Îmi vine foarte, foarte ușor și greu. În același timp să-l prezint pe următorul poet, care nu l-a ascultat pe Dan Sociu și n-a făcut până la urmă greva scrisului, dar totuși a ținut de scris. Dacă ar fi să-l prezint foarte scurt, ar zice așa că după 10 ani de pauză lirică, în care totuși a scris, dar n-a mai publicat poezie inedite, a scos o carte în două cărți și numele se vede că este pe două cotoare, împărțit așa în două, și se justifică și îmi vine și foarte ușor să pronunț un nume dublu. Galai cu păun. Dar să lăsăm puțin pe el deoparte și înainte să citesc din poetul respectiv, voi face ce am făcut la mai multe festivaluri de poezie din ultimii ani de zile. De fiecare dată am început din 2013, știu exact când, din 2013, la orice festival la care am mers, fie că este vorba de cel de la Sibiu, de la Bistrița, de la București, la Gelu Naum, în alte părți, chiar și în Străinezia, pe unde am mers, am început prin a citi un poem de Eugen Cioclea, care a fost o mare, mare figură. Pe mine, cel puțin, m-a marcat ciocnirea de acea stâncă, care se numea Cioclea, simplu, pentru că toți prietenii spuneam doar Cioclea. Și o să citesc un poem ca să dau cumva o tonalitate a ceea ce urmează să citesc ulterior din aceste volume inedite. Poemul este publicat în ediția Princeps în 88 în volumul Numitorul Comun. După mine este, zicem, dacă am pune pe harta în relief a poeziei românești din Basarabia din ultimii 50 de ani, după un ceahlău al lui Vieru din 68 cu numele tău, volumul lui Eugen Cioclea, Numitor Comun, este chiar vârful moldovanul.
creier. Elucidându-l, ne prinde seara faustiană. Crămădim erori. Creierul meu înseamnă Nicovala pe care îndrept petale de flori. Tânărul Parca. Din fereastra mea de la cămin se vedea, la o zvârlitură de băți, falnic turnul Ostanchinu. Dita mai țurțuri la streașina Rusiei, tot o închisoare a popoarelor, însă cu gratii din ce în ce mai transparente, despre care în trecere Cioclea spunea, au și rușii o sculă erectă și aia din beton. Pentru mine, un act de pick-up mai degrabă. Și Moscova, cu Sadovaia și pe centură Bălșoie calțo un vinil de la firma Melodia. Vorbii tocmai schimba, ferm convins că o întoarce doar placa și încă puteai să-ți marchezi poemele made in SSR. Trebuia doar să o ai, ca să poți. Trebuia să fii Cioclea, să o faci. Peste vară, căminul golindu-se, zilele mele erau tot atâtea iubite fugite cu alții. Și același, în geamul meu, turnul Ostanchinu. Plop fără soț. Cum n-a fost, am să nu se arunce în gol cineva din studenți și eu tocmai scriam levitații deasupra hăului, Cioclea trecea să mă vadă în uneseri. În zenit, chit că nu publicase decât niște versuri în literatura și arta, ori de câte ori răseream pragul meu, cu tot soarele ăla din agri în păr și privirea de gheață, ai fi zis se întrupează Van Gogh, nici măcar Paul Gauguin eu, de unde și-a pus capăt zilelor. Și nu în zadar își schimbase din Iurie în Eugeniu numele, nu mai lumină și gong. Cu nimic comparabilă, singurătatea căminilor în perioada vacanței de vară. Nu tu jeune fie en fleur, se resor cu privirea făcută pai, bârnă în ochii mei turnul Ostanchinu, când deodată, dând ușa și camera 4-2-3 de perete, mi se înfățișează în haloul lui Cioclea, de om care calcă pe bec, după ce că trăiește la cea mai înaltă tensiune în fân, iar privirile ni se aprind ca țigările una de la alta. Cât pun de o cafea, se vârtește pe cameră ca o pupilă într-un ochi de ciclop. După, la o cafea, ne citim ce-am mai scris, când deodată îmi cere un foartece și înainte să fi înțeles ce și-a pus în gând, iată-mă în cadrul ferestrei și Cioclea, aranjându-mi din foartecă barba, trei fire de păr. După 30 de ani, în același cămin cu vedere spre turnul Ostanchinu, la același geam, tragem mai multe groplanuri din documentarul Eugeniu Cioclea în lucru. Și doar povestind cum mi-a luat atunci barba din foartecă, dau un lacrim. L-am plâns ca pe mort al familiei în 2013, iar gestul din vara lui 87 abia acum mise în toată splendoarea. Tot așa Mallarmé îl marcase pe tânărul Paul Valéry, după care acesta a pus 20 de ani înainte să publice Tânăra Parcă în 87. Iar acum, că l-am pus în, din pagină albă a 4 între 4 scânduri, tot ce mai poate încălzi e pământul natal, aruncat cu lopata, aruncat cu lopata, aruncat cu lopata, fie țernă ușoară, ca mâna cu care m-a, dintr-o atingere în poezie. Să citesc câteva poeme din volumul Apatrid, poemelnic, și o să citesc poeme dedicate unor prieteni apropiați pe care îi regăsesc în carte. M.M. Într-o palmă strâng linia vieții, într-alta o lamă punându-și semnul egalității de-a curmezișul. Ghici în care mână, Madi Marin, 1956-2003. Priveghi. Acum și ochii tăi, Alexandru Mușina, 1954-2013, vor spori albastru de voroneț. Mort beat. Nu-i așa, frate de cruce, Ioan Flora, 1950-2005, că roua de dimineață taie greața? Diptic fumat.
fără Alexandru Vlad, 1950-2015, aceasta chiar nu este o pipă. Și partea a doua, om de viață, moartea l-a dat peste cap, acum al Vlad trage pe nas tămâie de pipă și bea tutun de cădelniță. Mutatis mutandis. Asta da solidaritate de breaslă. În ultimii ani, Eugen Cioclea, 1948-2013, cerea mereu de mâncare și i s-a dat din când în când de băut. Carte de bucate. Ce mâncare de pește poezie știu doar amatorii de fugu, plimbându-și dumicatul pe pielea unor sushi girl, atât că poetul le scrie pe dinăuntru. Profanii mor prin indigestie. Emil Brumaru, 1939-2019, par delicates. Încă una la capitolul ăsta din alea funerare și trec la alea de dragoste. Genealogie. O mamă de bătaie trăgându-și în dorul legii lerii din de naștere numele tatălui unei bătăi soră cu moartea. Vorba lui Eminescu la Mare Ananche. Tu-i neamul nevoie. Și câteva să vedeți cum funcționează și celălalt volum. Să citesc câteva sonete. Da, altele sonete. Acum mă văd nevoit să și fac grafic, pentru că sunt sonete petrarchiene, spre deosebire de cele shakespeariene. În chip sonetic locuiește ființa ei pe acest pământ, materie sau lumine, acolo unde meșterul Manole își zidea femeia în sfânta mănăstire, le mason anonim de la Saint-Chapelle, muret de vitraux. Iar ca dovadă că iubirea mișcă stelele pe cer, Dante așeze ursa mare și ursa mică în formă de sonet. Atât mai puțin sonet. Quartet vienez. Eminescu și Veronica, Paul Celan și Ingeborg Bachmann. La Viena, amorurile izbucnesc nepraznic și duc fie la casa de nebun, fie în mănăstire. Cine scapă, să-și lege cravată la gât senă, să-și pună cenușă pe cap, Roma. Și o să închei printr-un sonet. M-a bucurat să aud altminter, să-l aud pe Dan începând cu un sonet. E o nebunie și-ați provoacă și o vârstă când te apucă să scrii sonete. Asta nu-i sonetul meu, ce s-a auzit. Se numește apostrof 14. Măsurat în versuri, nu an, prima dragoste este un sonet. Nici nu dase de biblișe, vârsta Giulietei e cifrul. Matrice care o face pe Iunaia lui Salome să se încurce cu Nietzsche și tot ea mai în vârstă cu 14 ani după cu un tânăr poet. Dar e aceeași în toate de fiice dată măsura când zice se din 7 în 7 ani trupul uman se reface complet. Pentru cine o pagină albă, cui un formular cu antet, fără de legea vasilor comunicante iubirea. Complice sau potrivnică, prima sau ultima, c'est une merveille de l'avoir rencontré și cu asta n-ai cum să te, în filigran, Dumnezeu se arată în chip de terțină, penultima, ce-i ține locul, cât ochiul atot văzător se întoarce în ochian, când nu-ți vine al 14-lea vers din sonet, n-ai decât să-l închei cu mezinul din 14 copii ai familiei, Vali Bogdan. Mulțumesc! Am rugat-o pe Ruxandra Cesereanu, pe care încă rog să stea jos, să facă trecerea pentru seara de poezie, dar m-am gândit la o chestie, mi-am amintit de o poveste care se întâmpla la sfârșitul, nici nu secolul 20, mileniului 2. Laurențiu Ulici tocmai punea de 1001, da? Parcă de poezii românești, a apărut după aceea la editura du Stil în 98, dacă mi-aduc bine aminte.
Și eu țin minte că în momentul în care își făcuse o listă cu poeții selectați, selectase el ceva ce găsise din fiecare, oricum lucrase, bun, unele erau xeroxate, nu știu ce, dar adunase o dita mai. Dar de vreme ce se dădea nasul cu cineva care era deja pe lista lui, tot timpul îi spunea următorul, și am auzit-o în mai multe rânduri, cred că și Arcade poate confirma, și Vasile Romanciuc și Vasile Gărneț și câți, zicea, bun, uite, te-am selectat ăștia acolo, zice, dar dă-mi și tu o de metru antica ta. Asta era chestia. Pentru că să nu cumva rateze, nu așa, n-a spus, în mod sigur că le-a spus la toți. Și tuturor le-a spus, dă-mi și tu, acum nu știu câte ode de metru antic sunt în acea antologie. Ceea ce i-am rugat așa în secret pe poeții care au citit, este să-și aleagă acum fiecare un singur poem care să fie, dacă nu neapărat ode metru antic, dar cel puțin Memento Mori, dar nu cu tot atâtea strofe cât are Memento Mori, că atunci ne prinde dimineața și scăpăm unii avionul și alții emisiune la Radio Europa Liberă și unde e Vasile să nu mai audă că îl ameninți când nu venim la emisiune. Și dacă, deci, tot am început, tu ții minte ceva pe de rost? Pe tine atunci te las doar pe proze. L-am rugat pe Dan, atunci voi începe chiar cu Dan, pe care îl rog să citați cu un poem care îmi place foarte tare și cred că l-a și găsit între timp. Bun, citește altul, bun. Citesc un poem făcut din două bucăți. Asta e un fel de rugăciuni de când eram foarte tânăr. Și, dar trebuie să vă explic întâi ceva, pentru că majoritatea de aici pare să nu știți asta. Deci un automat de poker, păcănele se mai cheamă. E ăsta în care izbești. Are două butoane și unul roșu, unul negru și majoritatea împătimiților izbesc foarte tare în ele ca să forțeze noroc. Și, da, are legătură, deci. Doamne, fă-mă tare ca tastele unui automat de poker. Mi-am băut banii de drum și ploaia a ruinat toate chiștoacele. Să-mi adun destul curaj cât să ies din buda autogării și să-i zâmbesc unui șofer. Adevărat îți spun ție, frate, astăzi vei trece cu mine prin Hlipiceni. Și a doilea, Doamne, dă-mi puterea fustei scurte. 7 bărbați așteaptă în crâșma gării. Așteaptă privind tulbure peste pahare. Picioarele ei sunt grosolane, bătrâne, strânse în ciorapi găuriți. Se lălăie sub fusta scurtă, pătată de bere. Și toți 7 visează cum pentru o clipă le-ar lua cu ei în compartimentul cald, cu perdelele trase, în drumul spre casă. Da. Dar o să te rog. Da, ce rog. O să citesc. Sigur că da, te rog. Dacă tot am pomenit de... Dar la microfon să ne auzim. Da. Dacă tot am pomenit de ediția a doua adăugită a scrisorii către un prieten și înapoi către țară și de cei câțiva prieteni care m-au întrebat dacă va fi să fie vreodată o ediție a doua, dacă pot să scriu despre jandarmiadă, o să vă citesc unul dintre pasajele inedite din ediția a doua. Ediția a doua nu va apărea decât la Târgu de Carte, la Bookfest. Și poemul, mă rog, el poate fi și de sine stătător, se numește Ce-ți doresc eu ție, dulcea mară României. În august, jandarmii au înființat o cameră de gazare în Piața Victoriei și au otrăvit păsările la oaltă cu cei care răsuflau între banere și pancarte. Camera nocturnă de gazare a fost aplicată bipezilor cu pumnii strânși, indiferent de vârstă, ori sex, sau de trenul din care coborâseră. De departe, de aproape, distrugerea plutea în aer ca o batistă. Mirosea război civil și amarș forțat. Vuietul, fotografiile mișcate, grilajele spulberate, steagurile ca niște fuste desfăcute, furtunurile cu apă, focurile, trasoarele, ceața cu o travă. Nu plecăm, caldarăm cu șrapnele. Nu plecăm. Oameni cauciucați, urmașii rângilor și ai bâtelor, staniolul din aerul veninos cu bastoane, canibalii cu pofta antilirică azmuțiți de un gropar îmbrăcat în alb, predicând o pastorală a hienelor. Când se petrece orgasmul unei nomenclaturi reciclate,
Istoria crematorilor e uitată și ceea ce rămâne e doar o ferie de coropișniță. Fiarbă vin în cupe, spumece pocalul, spună lumii large steaguri tricolore și deasupra idrei fluture cuvântul. Atâtea lucruri noi și vechi s-au întâmplat, iar viața merge înainte cu toate intestinele ei ieșite în afară. Uneori trăim printr-o singură fotografie veche proiectată pe un monitor cu rezoluție extra sau printr-o cafea băută dintr-o ceașcă de porțelan cu multe urme de buză. Un manifestant cu piciorul tăiat de la genunchi ținea în brațe așezat pe scaunul lui cu rotile o pancartă. Justiție, nu corupție. Niște cuvinte percheziți de mai mari orașelor. Pancarta era un orfan adoptat în războiul cel nou. Țara mea de glorii, mamă cu amor, ce-ți doresc eu ție? Și de fi privilegiată pentru că de veni a treia oară la acest microfon, dar cred pe final. Nu, pe final. Și acum mă rog pe Alina să-și citească Oda sau ce poemul ales. Da, nu știu dacă e Oda, nu știu dacă se califică în cerința ta, dar e un fel de carte de identitate pentru mine, poemul ăsta. Cam așa. Forme de viață se numește. În această absență volatilă existăm de mulți ani. E o stare de agregare inexplicabilă, doar nouă ne e cunoscută. Persistăm în ea și de aici ne dăm unul altuia forme pe care nimic în afara absenței noastre nu le îngăduie. În spațiile lipsă, în interstițiile în care nimic palpabil nu rezistă, legătura dintre tine și mine iradiază din tot ce ne iese în cale. O reclamă la apă plată, în aeroport, golul lăsat de o covrigărie demolată, un articol lung despre dispariția albinelor, niciodată citit până la capăt, noutăți despre compoziția nisipului vulcanic, într-un ținut foarte departe de amândoi. Nici cea mai banală posesiune între noi, o înțelegere mută și persistența refuzului a devenit persistența noastră de neclintit, precum distanțele dintre obiecte într-o natură statică de matis. Despre ele, maestrul spunea că împărtășesc aceeași intimitate, deși nu se ating. Mulțumesc! Chiar dacă zice că nu va mai scrie poezie, rog pe Marius Chivu, prezent aici și pus la cu un gher. Ei, o să mai scriu și dacă mai public. Da, bun, te rog să citești ceva. Dacă nu ceva o carte. Marius. Toate acestea, deznădejdea, mila, speranța, duioșia, dragostea, fricile, amintirile mele împletite coroană pentru fiecare zi în care am ignorat certitudinea că în echilibrul precar al lumii, unul dintre noi oricum va muri înaintea celuilalt. Acum am obișnuit deja, voi spune întâi un poem de ciocle, dacă tot cu asta am început, și după aceea voi cita unul de Galea cu Pământ. De cât de bunăvoie să abjure în defavoarea mântuirii sale, frunza din vârf, ca palma Jeanne d'Arc, arde în rugul celor de la poale. Și poemul care este un 33 răsturnat într-un triunghi de... Țineți minte cine? Apropo, Marius, ți-ai cumpărat vinil? Păi, ții minte 33 de pe, deci 33 de turații de pe discurile vinil, asta este doar că este răsturnat. Și poemul sună așa. Iisus ducându-și găurile în palme, să nu-i se prelingă atent, să nu le... Prorocul Mahomet privindu-l prin ele ca prin două nule, balanță ideală, Buddha, îi cântărește găurile nulie, de ele la masa Bactame. N-am închis chiar paranteza, am deschis-o doar spre seara de proză în care Ruxandra
ce Săreanu ar fi trebuit să citească din romanul Tricefalus în ediția a treia, proaspăt apărut la Cartier. Cartea se găsește pe această masă. Acum, Ruxandra, chiar te rog să spui câte ceva despre această carte, să citești o pagină ca să se audă cum sună și să putem trece la dezbateri poetice după acestea. E o carte, evident, titlul vă spune destul, împărțită în trei călătorii, Parisul și Licorna, Elada și Minotaurul și, Paris, și New Yorkul și Alisa. Și o să vă citesc, de fapt, începutul unui capitol psihedelic din această parte numită Peripețiile Alisei în Țara Newyorkeză, pentru că a fost o adevărată aventură pentru mine. Eu mă aflam la New York exact acum 20 de ani, cu o cercetare foarte serioasă, foarte gravă despre violențele politice în secolul 20. Și în momentul în care am câștigat bursa asta Fulbright și mai aflam la New York, mi-am dat seama, început să citesc, că nu fac față psihic, de fapt, la tema pe care mi-am ales-o și că s-ar putea să trebuiască să dau banii înapoi să ne întoarcem acasă, pentru că corpul meu refuza să proceseze ceea ce citeam, era chiar mult prea violent pentru nu știu ce-mi închipuisem. În orice caz, dacă mi s-ar da timpul înapoi și ar fi să aleg, probabil că n-aș mai face acel proiect, chiar dacă am câștigat bursa Fulbright la New York, pentru că am căzut cu adevărat din paradis. Mi-am pierdut complet inocența făcând proiectul respectiv. Dar, aflându-mă în impasul ăsta psihologic și neștiind ce să fac, ne întoarcem acasă, era cu perechea mea, cu Corin, ne întoarcem acasă, dăm toți banii înapoi, până la urmă, am găsit soluția. Trebuia să scriu ceva complet care să n-aibă deloc legătură. Sau dacă puteam să scriu, sigur că da, ceva ce să fie terapeutic pentru mine și care să mă salveze din tot infernul ăla pe care îl cercetam în timpul zilei. Și seara când ajungeam acasă, dacă aș fi putut să scriu și era clar că nu poezie, că ar fi fost prea defulatorie, aveam nevoie de altceva. Și atunci am început acest construct al lui Alice la vârsta pe care aveam eu atunci, adică acum 20 de ani, o Alice în Țara Newyorkeză la 35 de ani și căderea mea s-a transformat într-o înălțare deasupra orașului, pentru că luna decembrie și am stat acolo în octombrie, noiembrie, decembrie, ianuarie, lunile decembrie și ianuarie au fost de-a dreptul psihedelice. Așa că, nu vă spun din ce motive, așa că ceea ce mi-a ieșit au fost ultimele capitole din cărțulia asta cu New York-ul, au ieșit chiar psihedelic și o să vă cu ochelarii lui Valeriu Gergel pe nas, că eu mi-am uitat pe noi acasă și nu văd fără ei. Așa că o să vă citesc acest capitol, nu tot, prima parte care se numește În care Alisa delirează psihedelic, capitol care-i datorat unei experiențe absolut speciale. După ce am străbătut New York-ul pe jos în toate părțile, să zicem, am primit și un fel de album de jucărie pentru copii, cu toate clădirile din New York construite din carton, la scară foarte redusă. Și adesea mă jucam, după ce veneam de la cercetarea pe violență, pe tortura politică în secolul 20, mă jucam seara când ajungeam acasă cu cartea aia sărind dintr-o de pe o pagină pe alta și, mă rog, și asta a fost una din experiențele, să zicem, care au dus la capitolul psihedelic. Am văzut New Yorkul ca o minge de foc în cerebel, de sus de pe Empire State Building sau de jos din timpul festivalului chinezesc, pe când dragonii își fluturau cozile reflectate în vitrine cu mânghieri lipicioase. Sticlită de rozetele de la St. Patrick, patinam în fața arborelui cosmic de la Rockefeller Center și cu o gheață moale somnolam la picioarele îngerilor cu creștetul în Times Square, unde jazzmen cu trupuri surpate auzeau doar ceea ce le șoptea un Dumnezeu surd ca o maimuță luminată. Hei, a fost cândva pe aici parada sirenelor și focurile de pe Hudson vara și săptămâna veselă a harlemizilor și maratonul rătăciților și ziua lui Columb. Așa că, frați și surori, voi cei pe care v-am atins și v-am neatins, veniți cu mine. Am străbătut în corabie golful de lângă Statuia Libertății ca să văd Manhattanul în zori ca o barbă cu țurțuri spre cer, în fața căreia maică-mi venea să cânt și să dansez, de n-ar fi fost să mă pierd prin Wall Street, acolo unde nu există bărbați în pielea goală, ci doar costume umplute cu aer. Pe feribot vântul sufla în turbion, de parcă ar fi trebuit să cuceresc cu sabia Manhattanul, pe când sufletele de la Ellis Island bolboroseau lângă mine într-o salbă de broscuțe povestitoare. Dar eu știam că arteziana de la City Hall nu e altceva decât lumânarea uriașă pentru odihna lor.
Gemenii zgârie nord de la World Trade Center aveau și raspinării, și raspinării din oglindă, ca și cum solzii tuturor peștilor ar fi fost mulți și lipiți de ei ca o platoșă. Apoi am trecut în fugă prin Tribeca la Knighting Factory, unde am băut un martini cât să-mi adun puterile și să merg mai departe și să-i port pe toți drogații generației mele în spinare. Culorile din Chinatown, cu unicornii galbeni și fabrica de înghețată și ochii moluștelor moarte, toate astea le-am înghițit pe nărăsuflate în spasme, în timp ce creierul mi-era tăiat în felic de clar obscur în care țopăiau figuri făinoase de teatru japonez. Am trecut pe lângă Zaka și pe lângă magazinul de jucării unde toată țiuie și pe lângă paradisul bucătarilor cu mustăți până la genunchi. Și m-am trezit deodată în Little Italy, tocmai în timpul artificiilor de San Gennaro. Manhattaniții de aici erau macaronari spilcuiți și vrednice pizărese, dar și ruși pravoslavnicior mafioți care ședeau în colțul celui mai mare depozit de tutun și și-aminteau de vocile țării lor pe veci pierdute. Am trecut apoi prin zona portoricanilor vorbăreți și a dominicanilor vudunezi, vegheați de înțeleptul popor al evreilor perciunați traversând Marea Roșie în Idiș. Hola and Shalom, plictiseala emigranților săraci și nopțile lor de bejenie, cine să le priceapă? Și foamea lor fluorescentă și uimirea zăcând la marginea unei amărăciuni ca un felinar spart, pe când pictorii înfatuați expun porcării la sala poreclită inconștientul colectiv. O singură vorbă merită să rostesc aici, nada. Dacă vrei să cânți de unul singur, poți să o faci pe stradă, dar pe dinăuntru tot un cerșetor înstelat vei rămâne, căci asta așteaptă de la tine metropola. Să fie o torță răsucită sau o mănușă iridescentă cu 6 degete. Apoi belferii din Soho, fanteziștii chic, într-o ceață pariziană ca un balon de săpun, dacă mergi să iei o cafea la Baltazar și să simți mirosurile fabricii de săpun pe malul Hudsonului. Apoi să zaci la casa poeților și să citești versuri de mente și lungi cât o zi de post. Să ai avangarda vopsită în degrade pe unghiile de la picioare. O, Doamne, asta e viața de leneș al delirelor. Un cocktail de nopți și zile în rit de flamenco, târându-se ca un sânge vremelnic în subteranele venelor. Până când o bătrână fără dinți îți cere să-i oferi un sandwich și tu o faci ca un tigru îmblânzit prin milă de omul pe care nu vrea să-l sfâșie. Cine vrea tatuuri n-are decât să calce prin East Village, cartierul masărilor la răspântia dintre Noho și Nolita, zona juvaergicalelor de tinichea, a anarhiștilor întârziați, aici unde bitnici au cântat ani întregi cu flori la glezne și heroină injectată în încheietura mâinii, un fel de meca a boemei onorabile care acum clămpă neproteze pentru dinți și poartă chelii camuflate sub tichii africane. Aici unde prostituate cu piei vălurite și invitau clienții în odăi cu unelte de produs plăcere. Aici unde mai pot fi văzuți indieni cu mici strâp totemici la gât și mocasin în picioare. Aici unde mai există partide de șah jucate în parcuri fumegând de tutun și unde puburile au mireasmă de hermafrodit în călduri. Aici unde în a nu știu câta zi a fiecărui an cad roscuțe din cer și nimeni nu se mai miră. Aici unde există o singură vorbă, funky, pe care până și bătrânele dive o rostesc la opera italiană. Aici unde poți să faci o baie turcească în lege și apoi să înfuleci cu poftă de viață la Old Devil Moon. Cine nu s-a săturat încă de vremuri hippie trebuie să străbată în pași de marș Greenwich Village, fiindcă tavernele și cafenele se bat cap în cap, iar cabaretele împung cu mameloanele lor luminoase, în timp ce mințile rătăcite nuntesc atât în cerul cât și pe pământ, pe când confuzia e mama tuturor pribegilor. Amin. Amin și nu prea, pentru că mai suntem puțin aici. Mulțumesc celor invitați, mulțumesc tuturor pentru că au făcut ca această seară de poezii să se întâmple. Repet odată în plus că sunt de găsit cărțile. Unele deja nu mai sunt de găsit, înțeleg că volumul lui Marius Chivu a și fost privatizat. Da. Se găsesc volumele, dacă nu neapărat de poezie, în cazul Ruxandre Cesereanu și al lui Doan Suciu, găsiți romanele publicate recent la Cartier. Așa că îi rog pe poeții și autorii care au citit să mai rămână puțin pe canapele, cât să caute lumea niște cărți. Cât este cartea aceasta? Iată ce spate. Așa, 109.
Asta e ultimul exemplu? Da, pe cere. Discuție pe seara de poezie. Ele funcționează și dar ele sunt tot între ei. Un concept. Tu ești Elina. Aia sunt cu el. El, da.